Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune de vineri după amiază. Ceva mai aparte față de celelalte cu care ne-am obișnuit, pentru că de data aceasta, din motive obiective, voi fi singur, numai cu dumneavoastră, pentru că partenerii mei de dialog, domnul senator Constantin Popa, sunt și domnul Stan Brăbenea, sunt indisponibili din diferite motive, programați la cabinete medicale sau cu alte treburi urgente care n-au suportat amânare și a picat în sarcina mea să vă țin de vorbă în această după-amiază pe teme poate ceva mai nuanțate față de cele pe care le dezbăteam până acum, tot de larg interes cetățenesc considerate. Dar spun mai aparte pentru că atunci când ai invitați în studio, trebuie să le lași timp să se exprime, trebuie să intervii dacă cumva sunt lucruri care nu trebuie lăsate să ajungă la publică. Mai greșim câteodată, mai avem un lapsus sau o interpretare care nu este de dorit a fi lăsată în suspans. Când ai invitați în studio, ai alte griji, alte preocupări, timpul se distribuie altfel. Eu am o întreagă oră la dispoziție de data asta și aș vrea, știu sigur că nu o să reușesc, să mă concentrez asupra unor lucruri pe care aș fi vrut de mult să le spun publicului, pentru că există în opinia publică românească foarte înrădăcinată, din păcate, credința că nu se mai poate face nimic, că nu mai sunt oameni de ispravă, toți sunt la fel, nu mai are nimeni ce să ne spună nouă, nici măcar din trecut, ca să învățăm să evităm anumite lucruri sau cum să ne comportăm pe viitor, că nu mai are nimeni ce să ne spună, toate până acum s-au răsuflat, toate televiziunile cântă cam pe aceeași coardă, între evenimente cotidiene, accidente, crime, jafuri, omoruri, bătăi, chestii care țin de senzaționalul cotidian, de care publicul cinstit este supra-saturat, mai intervin și alte nenorociri și alte necazuri, cu tremure, iată, cu zeci de mii de victime care ne pun pe gânduri, pentru că nimeni nu este ferit de catastrofe în această lume frământată, agitată, la început de 1,3 milioane creștini, seamănă nu cu un început, ci cu mai mult cu un sfârșit sau cu niște pași îngrijorători de mari către un deznodământ tragic al întregii omeniri. Eu o să pendulez între lucruri cu care m-am confruntat de-a lungul vremii, la nivele înalte, dar și cu altele cu care m-am confruntat aici, în cetatea noastră. Discuția la ora asta știu că nu sunt foarte mulți privitori, dar s-ar putea până la urmă să rămână pentru istorie, întrucât unele lucruri pe care am a vi le spune, chiar dacă nu reușesc eu să concentrez câte aș vrea într-o asemenea emisiune, ar fi o bună lecții, un sfat, o îndrumare, mai ales pentru cei care vor să candideze de acum încolo. Că sunt oameni care vor vrea să fie consilieri municipali, care vor vrea să fie consilieri județeni, aleși pe listele unor formațiuni sau altora, care vor vrea să fie primari, prefecți, subprefecți, viceprimari, care vor vrea să fie deputați, senatori, care vor vrea să fie ceva în administrația locală sau centrală și, surprinzător, oameni care, al minter, de bună credință, vor să se implice, pentru că cineva trebuie să conducă, mulțimile trebuie conduse. Nu pot acționa în virtutea inerției singure, cum spuneam altădată, nici în ierele îndepărtate, în comuna primitivă. Și acolo exista un șef de peșteră, un lider de grup care se impunea și care era urmat de ceilalți. Deci ne aflăm la început de 1,3 milioane creștini și se pune din ce în ce mai des și mai acut întrebarea
pe mâna cui ne mai dăm destinele, la nivel local, la nivel municipal, județean, la nivel național. Și îndemnul către cei care vor să se implice și fac bine că vor să se implice, pentru că asta deoparte și a critica sau a te plânge sau a te văita nu este întotdeauna soluția cea mai bună, deși și cei care au fost îndemnați la un moment dat să se implice și să nu mai vorbească de pe margine, au cam luat-o la cap. Un mare savant român, Nicolae Iorga, critica, era foarte un pamfletar virulent la adresa cârmuitorilor vremii și când i s-a spus, intră domnule în arenă să vezi cum e aici. Când a intrat, a ajuns chiar prim-ministru, dar a ieșit și împușcat cu vreo 5 gloanțe în cap în pădurea Strejnicu, aici, în Prahova, din politică. Deci, neimplicarea este rea, implicarea comportă riscuri. Ce mă surprinde pe mine de foarte multă vreme și unora le-am spus-o prietenește, amical, domnule, vrei să candidezi pe lista unui partid sau altul pentru Consiliul Municipal. Nu te-ai dus odată să vezi că ședințele sunt publice. Ce naiba fac aceia care sunt în momentul de față consilieri municipali? Cum arată ordinea de zi? Cam cum se pun problemele? Cam care e natura dezbaterilor? Cât de important este votul reprezentanților aleși de buzoieni în Consiliul Municipal? Cât de important este votul celor care au fost aleși de buzoieni din localitățile județului în Consiliul Județean? Stând deoparte nu e în regulă, a te implica cu totul și cu totul introdus în problemă, cu totul și cu totul străin de domeniul în care vrei să activezi, iar nu este o soluție. Deci ședințele astea ale consiliilor municipal județean sunt publice. Nu poate interzice nimeni nimănui să asiste, păstrând decența necesară și netulburând dezbaterele. Poți participa. Poți participa ca să vezi, repet, cum arată o ordine de zi, câte din cele 40-50 la Parlament, 90-100 de puncte la ordinea de zi îți mai lasă timp să știi bine ce votezi și să fii parcurs bine acea ordine de zi, să fii cerut detalii, să te fi documentat pentru a nu ridica mâna mecanic ca un inconștient și să ți se reproșeze mai târziu că ai dat curs unor inițiative împotriva interesului public sau nu suficient de bine gândite. Deci, în Consiliul Municipal, eu am fost ales de două ori, începând în 1992. Colegii care au intrat atunci în Consiliul Municipal erau de o calitate deosebită. Buzoienii, în 1992, au trimis în Consiliul Municipal, nu-i mai țin minte pe toți acum, dar așa, la o primă alergătură, îmi amintesc câteva nume. Era consilier municipal Sandu Eugen, Dumnezeu să-l odihnească, fost director al întreprinderii de sârmă și produse din sârmă. Foarte multă lume din Buzău îl cunoșteau, l-au ales în cunoștință de cauză, știind că nu e un om care, de la care să te aștepți la lucruri rele și necugetate, ci dimpotrivă, la un om cumpătat și cu mare experiență în nu numai în activitatea industrială și în activitățile civice, de larg interes cetățenesc, pentru că era un om implicat. Mi-aduc aminte că odată a reproșat Consiliului, domnule, eu mă lupt să țin fabrica, era în anii 92 când încă nu ne prinsesem că e ordin de undeva, că odată intrați în zodia capitalismului de junglă, industria română trebuie să dispară. Și el, ca director cu mare experiență, se străduia să găsească soluții. Chiar dacă mecanismele de falimentare își dăduseră drumul prin scumpirea curentului, prin aprovizionarea din ce în ce mai greoaie tehnico-materială, prin diverse pârghii prin care poți să sufoci un obiectiv sau o industrie întreagă, el găsiseră soluții
a adus pe MAN sau o fabrică, nu-i mai dau numele, nici nu știu exact, așa, din Germania, să facă pulberi, să facă electrozi de sudură. Și ne-a spus, domnule, am atâta treabă și atâtea preocupări și atâtea, dar vreau să-mi duc și mandatul la îndeplinire, să onorez votul cetățenilor. Vreau să vin la ședința Consiliului Local, dar faceți în așa fel încât să nu mai fie atât de cronofage, ne-a spus. Pentru că mâncătoare de timp lungi, în care divaga, era așa un apetit de luare de în discuții, așa, a unor discuții foarte lungi. Era un consiliu local, Gerota Viorel, un medic foarte apreciat, Viorel Gerota, un alt medic foarte apreciat, Ștefan Ciopală, Dumnezeu să-l odihnească. Era un consiliu local, preotul Dumitran, un preot misionar cu mari deschideri și foarte iubit în comunitatea buzoiană. Fie în lumină acolo unde se află, se odihnește. Era în Consiliul Local, erau profesorii de la Colegiul Național HDU, Bogdan Enescu, era domnul profesor de fizică, așa, erau trei numai de la HDU în Consiliul Local. Erau profesorul Dan Mănescu de istorie de la Eminescu, erau notarul, șef al orașului, al județului la vremea aia, Lucian Olteanu. Erau Bălan Dorin, un om cu multe inițiative foarte bune și cu un prestigiu deosebit. Era o lume care de care în domeniul lui cu prestigiu, un om care se afirmase, un om care avea în spate o activitate, o carieră. În momentul de față, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar din an în an, nivelul față de acel consiliu la care mă refer a scăzut. Uitasem numele domnului Svetoslav Kremarinko, profesorul de matematici de la HDU. Personalități arhi cunoscute și apreciate de generații, de elevi, de părinți, de bunici, de toată lumea. Deci, acel consiliu a scos din sânul comunității buzoiene cam ce era mai bun la vremea aia, și la nivelul județului și la nivelul municipiului. Că buni erau foarte mulți, dar dintre cei buni au ajuns unii tot buni în Consiliul Municipal. La ora asta nu vreau, repet, să jignesc, nici nu-i mai cunosc bine pe toți, dar impresia unanimă este că nivelul general, ca potențial uman, ca prestigiu, ca performanță a celor care ajung în Consiliul Municipal și în Consiliul Județean, a scăzut. Așa cum se întâmplă, mai tragic, mai dramatic, mai abrupt în Parlament. Între senatorii și deputații actuali și cei din generații, din mandatele, din legislaturile trecute, așa este o diferență foarte mare. Nu vreau să mai dau nume din Parlament ca să vă dați seama cu ce somități te confruntai. Te uitai în dreapta, vedeai senator Brădișteanu, un chirurg cardiolog. Te uitai în stânga, vedeai Irinel Popescu, un alt chirurg de talie internațională, liderul transplantului de ficat în România. Te uitai în față, vedeai un istoric, Gheorghe Buzatu, o somitate, un cărturar, vedeai un critic literar, Mihai Mingheanu, vedeai un... oriunde te uitai, un Ștefan Cazimir, specialistul numărul 1 în opera lui Caragiale de la Universitatea București și un om de spirit și de mare calitate. Oriunde te uitai, în stânga, în dreapta, vedeai valoare. Eram foarte apropiat și se mai făceau și glume, așa, eram considerat ucenic acolo. Iulian Mincu, fost ministru al sănătății, fost director al Institutului Cantacuzino, pe care, iată, nu-l mai avem. S-a făcut tot posibilul ca să nu mai producă vaccinuri și toate medicamentele de care am avea atâta nevoie în aceste momente. Am fost coleg cu somități. Deci Parlamentul acela, la vremea aceea, scoseseră din societatea românească și duseseră acolo valori.
la ora asta, dacă vreți să-i comparați, eu nu, iar nu vreau să jignesc, dar realitatea aceasta este un ciudat fenomen de contraselecție, scoate din societatea românească oameni fără prea bună pregătire, oameni fără prestigiu în comunitate, oameni care fără carieră, oameni fără un background care să-i recomande și n-avea o asemenea stare de lucru, cum să nu aibă urmări, cum viața să nu se degradeze, cum să nu se ruineze și economia, și resursele naturale, și starea sistemului de sănătate publică, și starea educației naționale, învățământ, și toate, de la ordine publică și apărare și siguranță națională. Toată societatea românească s-a degradat. Ca să ajungă în aceste funcții, oameni, pentru că există încă, așa, dar au fost scârbiți și cu fel de fel de tertipuri îndepărtați, pentru că în anumite momente se cer niște contribuții în bani pe care unii oameni nu, de care nu dispun, ca să-și cumpere locul pe listă cu sute de mii de euro, nu e în stare oricine, și după ce și-l cumpără, încearcă să și-i scoată și începe, dar nu mai contează ordinea de zi a Senatului sau a Camerei sau ordinea de zi a Consiliului Municipal sau Județean, ci cum ne scoatem banii înapoi. Deci s-a degradat într-atât societatea românească încât e un moment în care cineva, ca mine, trebuie să aibă curajul, cu toate riscurile și cu înjurăturile. Sunt toată ziua făcut în fel și chip pe internet, pe unde mă prind. Comunist și securist, dacă ești cu țara și dacă ești om cu bun simț și mai ales cinstit, harnic și patriot, așa, ești comunist, securist și oricum dezagreabil. Și prăfuit și expirat, cum mi-a mai spus unul. Deci ar trebui, eu știu că nu sunt foarte mulți privitori la ora asta la acest post de televiziune, dar îmi fac datoria omenească de a atrage semnalul că la cele câteva tururi de alegeri din anul 2024, care se apropie cu pași repezi, vom avea de ales senatori, deputați, consilieri municipali, consilieri județeni, primari, partide care prin votul lor majoritar vor pune prefect, subprefect, care vor pune secretar de stat, care vor pune șef de agenții și autorități, miniștri în guvern pe toate domeniile, dintre cele mai stringente, iată, de la energie, de la economie, de la agricultură, de la toate domeniile de care ne atârnă viața. Deci timpul este cam timpul ca cineva în societate, oamenii ăștia să mai gândească, mai mergem la cabina de vot, mai punem, băgăm un bilet în urnă, mai punem o ștampilă sau nu mai mergem. Dacă mergem, ne din cei 33 de ani trecuți, până la anul se vor face 34, am învățat ceva ca să nu ne mai facem noi rău nouă țării, copiilor, nepoților noștri care ne vor blestema pentru cât am fost de risipitori și de nechivernisiți cu marile daruri pe care le-a lăsat Dumnezeu în această țară. Deci vine vreme în care cineva trebuie să-și asume și să mai ia și scuipați, așa cum mi se întâmplă mie, și să spună oamenilor niște lucruri. Puținor oameni cât sunt privitori la ora aceasta. Mi-aduc aminte, apropo de Consiliul Municipal din 1992, îți vă dau un exemplu cu ce te poți confrunta la un moment dat. Deci, venea o adresă de la Spitalul Fundeni că un cetățean din municipiul Buzău este irecuperabil, nu îi se mai poate face nimica și trebuie adus acasă, să moară acasă. Și a venit o adresă de la Spitalul Fundeni. Dom'le, ni s-a spus că n-are unde fi dus, că nu mai are domiciliu, că între timp i s-a retrocedat, s-a întâmplat ceva și nu mai are casă, nu mai are domiciliu. Faceți ceva, că noi nu putem ține etern aici până se sfârșește în spital, că trebuie să-l externăm, să-l trimitem acasă. Atunci a început o căutare, o frământare. Unde? Era o casă frumoasă pe strada Victoriei, de tip vechi, dar impunătoare. Și acolo
au semnalizat cetățenii că după 2 ani, 3 ani, nu mai stă nimeni în locuința aceea. Și atunci s-a ajuns la concluzia în Consiliul Local, așa, domnule, sfătuindu-ne, haideți să vedem ce se întâmplă cu locuința aia și să le trimitem la Fundeni ca să-i dăm casa. Că era o casă naționalizată, unde numai primăria putea să repartizeze în locul celui care nu mai folosea locuința celui care trebuia să vină de la Fundeni, de la spital. Acolo au constatat cei din primărie, comisia pe care am întocmit-o noi la vremea aia, că sunt niște lucruri pe acolo lăsate, împachetate și că cetățeanul respectiv nu e în țară, s-a aflat că e plecat de mult în America, că cerșește pe acolo. Fiind cu probleme de vedere ceva. Și s-a luat hotărârea să îi se scoată lucrurile cu comisie, ca să nu se reproșeze că a avut cine știe ce averi, să se depoziteze undeva și spațiul de locuit, casa să fie dată celui care trebuia adus de la spitalul Fundeni să aibă unde să-și mai ducă zilele câte mai avea. În acel moment, cu maximă rapiditate, ciudat de multă rapiditate, a venit din America, de la Consulatul General al României, din Statele Unite, din New York, o adresă. Vă atragem atenția că numitul cetățean care era titularul locatar în Casa Naționalizată de pe Victoriei, numitul se află aici, la New York, în tratament oftalmologic, adică pentru vedere. Așa, și semnează jos Consulul General al României, G. Petric sau Petricu. Dacă cineva e curios, cred că o mai găsesc adresa asta. Într-o xerocopie, bineînțeles că originalele sunt la primărie Buzău, cine vrea să facă istorie și cercetare de arhivă. Deci, Consulul General ne învederea că un cercetător acolo are casa și nu trebuie să se amestece nimeni pe ea, pentru că a văzut el, știe el că este în tratament acolo la doctori pentru ochi. Vă dați seama că gesturile astea nu se făceau gratis și o să ajung mai departe să vă spun niște lucruri din mai aproape de zilele noastre, cu ce se întâmplă pe la externe și cu imaginea României în afară, care după ce că e făcută zob în interior, este zob și în afară, peste tot. Domnule, noi până la urmă a trebuit să trecem peste Petricu, eu am avut aceasta și peste Consulul General și să redăm acel spațiu celor care aveau nevoie de el, pentru că cred că era închis și azi, dacă așa. Deci, dacă ne luăm după ei. Ce se întâmpla în acei ani în America? Ambasadorul României în Statele Unite, Nicolae Dragoș Munteanu, organiza Sărbătoarea Națională a României de 1 decembrie, așa, cu mâncare, cu băutură, bineînțeles, cu whisky, nu avea timp să ia din țară să facă o promovare la Pietroasa sau la ceva românesc cu ocazia asta, că e Ziua Națională a României. Dar asta e altă poveste. A împrăștiat invitații către diverse alte ambasade, către alte personalități să participe acolo la Ziua Națională. Și pe invitație scria jos: cu acest prilej puteți achiziționa obiecte confecționate de soția ambasadorului. Domnule, dumneavoastră știți cum se traduce chestia asta? La vremea aia. Eu am văzut stele verzi și portocalii la vremea aia și mai văd și azi. Li se spunea oamenilor să vină cu bani pregătiți ca din jenă, de nu știu ce, să ia ceva din niște ce croșeta sau ce făcea lucruri de mână soția ambasadorului, prilej de a mai face un ban, care nu era promovarea României. Cu această ocazie puteți achiziționa, deci nu se dădea o cadou, se dădea cu bani. Dacă în halul ăsta au înțeles unii să bage România, să se poarte cu imaginea României în străinătate și cu ce se făcea în interior, în anii 1993-94, imediat după Revoluție, noi ne mai mirăm cum am ajuns acum că un neica nimeni, nehamăr,
așa al Austriei ne dă cuflit la Schengen și că o luăm peste bot, cam peste tot în lumea asta, ne mai mirăm ce se întâmplă înăuntru, ce se întâmplă în afară, cum ni s-a degradat, de la oameni pleacă, de la calitatea oamenilor. De la ăla care a întins mâna la cercetător ca să-i trimit o adresă în țară să nu-i se ia casa, sigur a întins mâna la cercetător. Așa, nu cred că de milă i-a trimis repede o adresă la primărie să nu le evacuăm. De la consulul general până la ambasadorul care scria pe invitație, cu această ocazie puteți achiziționa obiecte confecționate de soția ambasadorului. Până unde se poate cobori și până unde se poate degrada un om și printr-un om cu post de ambasador în Statele Unite, imaginea, cum să faceți sândăr imaginea întregii țări. Pe care țară, așa în comunism, în socialism, că noi nici n-am fost în comunism, noi am fost o țară socialistă și ăla se numea socialism. Că a fost bun, că a fost rău, dar asta e realitatea. Ăia care spun unii că au fost răi și nu, au făcut numai rele, aveau o imagine impecabilă. Atunci în America trona imaginea Nadei Comăneci, imaginea lui Ilie Năstase, imaginea altor mari sportivi, deci al lui Gheorghe Hagi până în 94, care a făcut furori în Statele Unite, cea mai frumoasă echipă națională de fotbal din lume în 1994, apreciată unanim în toată presa sportivă internațională, a fost echipa națională a României, cu Gheorghe Hagi în frunte. Deci, aveam un prestigiu și aveam o imagine care încet, încet ni s-a făcut sândăr, ni s-a făcut zob. În zilele noastre, acum când vorbim noi, DICOT, direcția asta pentru combaterea infracționalității crimei organizate și terorismului, investighează un caz grav. Ambasadori români care își cumpără postul de ambasador, oriunde ar fi, în Africa, și consuli care își cumpără postul cu 50.000, cu până la 200.000, până la de euro, și după aia își scot milioane pe ce? S-au sezizat DICOT acum și investighează, au răsuflat la presă, dar n-a putut să dea, nu s-au dat toate detaliile, pentru că problema este în anchetă și va izbucni într-un timp anume pentru marele public. Ambasadorii noștri dau viză turistică ca să nu mai aibă necazuri, să nu mai oprească pe la vân, pe la alea, are viză turistică pentru România, că știe el, ambasadorul de acolo, că respectiva persoană, turc, irachian sau de altă naționalitate, așa, că vine în România. Și când colo, mii de turci, mii de irachieni, mii de alte persoane din țări din Orientul Mijlociu, în special, dar și din Africa, sunt în Austria și Nehammer le-a scos lista cu miile și miile de așa, toți intrați cu viză turistică pentru România. Și dacă au ajuns în România, după aia le-a fost ușor să ajungă în Austria și fără Schengen, așa. Dar aminte să le mai ridici și alte obstacole pentru a beneficia de circulația liberă în spațiul Schengen. Nehammer l-a chemat pe ambasadorul român la Viena, la ora asta, Emil Hurezeanu, și i-a arătat: uite, domnule, cu ce ne confruntăm noi și voi spuneți că nu există și că pe la voi nu intră străini. Uite, dar vin oficial cu viză turistică dată de ambasadorii voștri de pe țările alea, care nu se mai satură de bani. Și DICOT-ul deja a spus că sunt unii ambasadori care și-au cumpărat postul cu cât l-a cumpărat, dar după aia au făcut 3,5 milioane de euro. Și dacă așa stau lucrurile, cu vânzări, cumpărări, în care te întreb mereu dacă au vândut apele minerale, dacă au vândut gazul, petrolul, dacă au vândut lemnul din păduri, dacă au vândut, ce mai vând? Uite, mai vând viză turistică pentru România și ajung peste austrieci și ne dau peste nas cu intrarea în Schengen. Și în alte împrejurări. Vă dați seama că toată încrengătura asta care sufocă ființa națională, care ne aduce în pragul falimentului total ca stat, este imputabilă nu numai conducătorilor,
ci nouă, marelui public, tuturor românilor, de pe toate ulițele statelor și de în vârful muntelui până la Marea Cea Mare, din Șes până în, unde vreți. Deci toți suntem vinovați pentru că alegerile când se fac, se fac pentru a te uita în stânga și în dreapta și a te informa pe cine punem în Consiliul Municipal, nu infractori, poate avem între noi și oameni cum să cade și avem și de treabă și gospodari și în Consiliul Județean, dar și pe cine trimitem în Parlament în calitate de senatori și deputați, de pe cine votăm ca partid care să facă guvernul, să pună miniștri și de pe cine votăm ca președinte, pentru că președintele României desemnează ambasadorii și consulii generali și personalul de la externe. Atributul președintelui este, în primul rând, de a vedea la politica externă a României. Deci, ce spun eu aici? Am amenințat de la început că s-ar putea să rămână pentru istorie. Și nu știu dacă o să mai vin altă dată. Și am încercat astăzi să deschid de la aspecte de aici din Consiliul Local, din grădina noastră, până la cele care reverberează mult în exterior, dar care și dinăuntru și din afară ne interesează, ar trebui să ne intereseze, pentru că ne afectează pe toți. Ne afectează de la salariu, de la calitatea aerului, a atmosferei, de la felul cum, cum suntem tratați de autorități pentru o mică adeverință sau pentru ca să umbli cu căciul la mână. Când vă spuneam într-o altă emisiune că pentru un simplu loc de parcare mi se cere să duc hârtie că n-am datorii la primărie. Cine îmi cere? Urbis Serv, care este societatea primăriei. Deci primăria Buzău îmi cere o hârtie de la primăria Buzău prin care să dovedesc că n-am datorii la primăria Buzău. Deci de la aceste chestiuni mărunte care țin toate de oameni, de gândirea noastră, de presiunea publică asupra celor pe care îi credităm pentru diferite funcții, deci au noimă și au importanță lucrurile pe care nu cu ușurință, cu mare greutate pe suflet m-am hotărât să vi le spun. Domnilor, există lucruri și mai grave decât atâta și care depind tot de noi și de felul cum ne orientăm la oameni și la alegeri. De exemplu, a avut loc și am amenințat în mai multe emisiuni, vom vorbi, spuneam eu, vom vorbi odată despre recensământul populației și locuinților. Și ne-am luat cu vorba aici cu colegii mei, cu Stan Brebenel, cu senatorul Constantin Popa și n-am aprofundat ideea, am făcut mici deschideri. Și am zis că altă dată, uite a venit momentul în care să ne întrebăm cu toții ce importanță are recensământul populației și locuințelor care a avut loc în anul 2022, anul trecut, și care se face odată la 10 ani. A fost făcut în 92 și tot așa și am ajuns și la 2022. Păi are mare importanță din foarte multe puncte de vedere. Dacă nu știi câți ai în țară, pentru că am văzut materiale, presa în general, dar și alte instituții care au spus că recensământul s-a soldat cu un eșec, că nu știm nimic precis, că am cheltuit, se spunea într-un material, am cheltuit 80 de milioane de euro anul trecut pentru realizarea recensământului populației, ca să aflăm exact, că nu știm exact cât suntem. Cu mare greutate a reieșit de undeva cam fiind țară vreo 15,3 milioane. Dacă nu știi câți ai, nu știi în rezervele, că fiecare stat din lumea asta are niște rezerve de stat pentru situații de urgență, pentru situații de catastrofă, pentru situații de calamități naturale sau de alt tip. În rezervele statului s-a constatat că la o banală viroză nu existau medicamente elementare, paracetamol, nu știu de care, aspirin, pentru copii. Dacă nu ai în rezerve nici medicamente, nici cereale, nici grâu, nici cărbune, nici gaz, dacă nu ai în rezervele statului
constituite alminter conform legii și conform prevederilor Constituției. Dar cine mai respectă Constituția în această țară? Te afli într-o mare, te paște o mare nenorocire. O să revin după o scurtă pauză, pentru că timpul a trecut foarte repede și îmi propusem să spun foarte multe lucruri și eu de-abia sunt la introducere acum. O să revin după pauză să spun câteva lucruri despre rezervele de stat care au fost grav afectate prin ordonanțe ciudate. Într-o ordonanță, numărul 3 din 1997, în timpul guvernului Radu Vasile, Banca Mondială, pentru un împrumut minor de 350 de milioane, pentru o țară nimic, 350 de milioane de dolari, pentru împrumutul ăla ne-au obligat, ne-au pus o mie de condiții, între care și o condiție, rezervele de stat ale României să nu fie pentru mai mult de 3 săptămâni, 21 de zile. Adică 350.000 de tone de grâu. Atât. Restul, așa. Și în țara abundenței și a cerealelor și a dăruită de Dumnezeu cu un pământ fertil, cu un fond funciar excepțional, și-au făcut unii loc să ne îngusteze, să ne limiteze, să ne impună să distrugem combinate de creștere a păsărilor, a porcilor, tot Banca Mondială, să ne impună să distrugem Unisem și Semrom, niște societăți care coordonau activitatea producerii de sămânță în România, ca să luăm sămânța numai din străinătate. Deci, presiunea externă și slăbiciunea internă ne-a adus până acolo încât fostul ministru, care n-a rezistat ministru decât câteva luni, Adrian Chesnoiu, când a pus problema să punem și noi, ca toată lumea, rezervele statului, măcar pentru 3 luni, nu pentru 3 săptămâni, cu o cantitate mai mare de grâu stocată, pentru că nu știm ce vremuri vin. Uite, războaie lângă noi, uite, cu tremuri, uite, tot felul de situații de urgență. A fost mătrășit imediat. El făcuse și o lege ca deputat și după aia a fost ministru, prin care să anulăm ordonanța numărul 3 din 1997, că era caducă, pentru că acel împrumut a fost returnat până în 2017. Deci nu mai avea nicio valoare să menții în vigoare ordonanța aia care ne ținea la 3 săptămâni rezerva de stat, în special pentru cereale, dar și pentru alte. Adrian Chesnoiu, care făcuse o lege în care să avem rezervele statului constituite și statul român să intervină pe piață, să cumpere de la fermieri grâu de bună calitate, eventual soiuri românești, că rezistă mai mult depozitate în condiții bune. Adrian Chesnoiu, pentru această ispravă, a fost dat afară. Nici nu i s-a uscat cerneala pe mandatul de numire în funcția de ministru al agriculturii. Deci, cineva, că de-a ști cine, aș da ochii lui cu mine, spune un poet, cineva nu ne vrea binele, dar important este să ne întrebăm noi, după felul cum ne purtăm, și cei aleși, și cei care aleg pe cei aleși, noi ne purtăm bine? Noi ne vrem binele? Revin cu alte considerente, cu alte considerații după o scurtă pauză. Revin la problema recensământului. Păi, dacă noi am ajuns ca statul român să trăiască în chirie, plătește chirie la Galeria Mol, care are judecătoria acolo, care e evidența informatizată a persoanei, ca să-ți iei cartea de identitate și alte, tot acolo, care are biblioteca județeană deocamdată, acolo, are direcția agricolă, am văzut pe acolo. El nu mai are sedii, el nu mai are unde să trăiască în propriile spații, el trăiește în chirie la privații, statul român, plătind sume importante de bani. În alte localități au și postul de poliție în casa cuiva căruia îi plătește chirie, în alte părți. Deci, până unde ne întrebam, poate să mai meargă distrugerea acestei țări și a acestui stat, care trebuie să asigure viitorul
copiilor noștri. Păi până unde poate să mai meargă degradarea dacă, la comandă străină, silozurile toate, și au fost multe, în apropierea gărilor, în general, erau silozuri, ca să fie aproape de mijloacele de transport cereale. Silozurile toate sunt ale unor străini. Am fost neglijenți că le-am dat și nu le-am ținut pentru noi, o țară cu un potențial agricol deosebit, sau am fost presați să o facem și am avut oameni lași care au cedat. A anunțat cineva de la Ministerul Agriculturii la un post de televiziune că statul român caută spații de depozitare, că n-are unde să constituie rezervele de stat. Grâul care trebuie să stea pâinea țării pentru situații de urgență se află în rezervele statului. Și atunci se duce la străin și costă mai mult decât cu cât l-ai achiziționat grâu ca să-l ții acolo. Ai dat 50 de bani pe kilogram și plătești 70 de bani ca să-l ții în siloz sau dublu. Spunea așa cu o ironie amară un fermier. Și domnule, ne iau ăștia bani ca să ținem grâu și noi până când se mai reglează piața ca să ne scoatem și noi cheltuielile, să prindem alt preț, ne costă de parcă l-am cazat la 5 stele, la hotel de 5 stele. Deci s-a ajuns până acolo încât nu mai e nici spații de depozitare, nu mai sunt silozuri, nu mai sunt ale noastre. Și problema recensământului e o racilă, dacă cineva ar vrea să investigheze cum stăm din punct de vedere al constituirii rezervelor statului român, nu numai la cereale. La cereale treaba e clară. Au fost, ca să fie lăsați fermierii la mâna traderilor, câțiva care stabilesc ei prețul și aș fac o afacere colosală, statul român e în stare să subvenționeze și din bani europeni și din bani naționali. Ba motorina, ba lucrările, ba sămânța, ceva pentru producția agricolă, subvenționează și subvenția aia din banii europeni în contul României și din bugetul național, contribuțiile pentru a subvenționa fie o cultură sau alta, fie creșterea animalelor, ajung în străinătate, ajung în afară, unde grâu este dat sau producția agricolă pe prețuri derizorii, pentru că statul nu intervine ca jucător pe piață, măcar să completeze rezervele de stat cu care e obligat să le facă. Și când intervine, se creează o anumită concurență. Uite, bă, statul dă un leu. Cum să îl dai cu 50 de bani la traderul străin? Nu intervine ca să poată să fie lăsați fermierii români la mâna acelor șmecheri. Nu mulți, vreo 5 care se adună undeva la Sinaia, la cutrabucurile în gură și stabilesc cât le mai dăm la fraiere ăștia anul ăsta. 60 de bani, 70 de bani, pe chelul de greu. Deci, în halul ăsta este lăsată din mână țara. Recensământul ăla spune că la un număr de populație de atât, trebuie să ai în rezervele statului atât. Dacă se duce cineva și caută acum să vadă că suntem în plină iarnă geroasă, dacă noi avem rezerva de gaz, atâta cât spune legea în rezervele de stat, o să fie o mare tragedie. Dacă se duce cineva să vadă rezerva de cărbune, că trebuie să o ai, vorbesc de domeniul energetic, stringent iarna, de domeniul alimentar, că vin unii și ne propun gândați și de bălegar, gărgărițe și alte crustacei, când aici noi trăim într-un paradis al fertilității, pe un pământ extraordinar de generos cu cei care lucrează cum trebuie. Recensământul are însă și o altă conotație. În afară de dotări pentru armată, pentru situații de urgență, pentru ca să nu te ia prin surprindere anumite catastrofe, anumite nenorociri care se pot întâmpla.
Mai are o conotație și vreau ca emisiunea asta să fie păstrată de copiii ăștia undeva într-o arhivă și să o mai vedem cândva, peste câțiva ani, cine mai trăi. Și să vedem dacă eu am avut dreptate în legătură cu unele susțineri care par de domeniul fantasticului, par incredibile și pe care eu le consider strict reale. Recensământul mai are o conotație, mai ascunde ceva. În România există și oameni de altă etnie. Au trăit și s-au aciuat aici de-a lungul vremii, în vâltorele istoriei, cetățeni, maghiari, germani, polonezi, sârbi, bulgari, turci, tătari, greci. Bun. Pentru că noi suntem cel mai tolerant popor de pe fața pământului și ni s-a spus să fim înțelegători și să votăm legi prin care să acordăm nu drepturi minorităților egale cu românii, privilegii. S-a inventat o expresie discriminare pozitivă. Să ne lăsăm discriminați, noi să avem drepturi mai puține în țara noastră și minoritățile să aibă drepturi mai multe, din multe puncte de vedere. Ca să facem discriminare pozitivă. Și ni s-a spus așa, mai pe la ureche, dom'le, să fim de acord ca să facă și alții cu românii noștri în Ucraina, că sunt români mulți la Cernăuți și acolo, mai sunt încă vreo 500.000, deși acum câțiva ani în urmă erau 2 milioane, că sunt români în Voivodina, pe Valea Timocului, că sunt români în Ungaria, în Bulgaria, în Grecia, unde vreți, că sunt, și să facă și alții aceleași, să acorde aceleași drepturi și românilor noștri. Lucrurile nu se întâmplă așa, românii noștri, cel puțin cei din Ucraina, ați auzit și ați văzut că sunt expulzați preoții, sunt vandalizate mănăstirile, se dă foc la biserici, să nu se mai slujească în limba română. S-a scos limba română din cele 187 de școli în care se mai preda românește, în limba română. Oamenii sunt vânați, sunt trimiși pe front obligatoriu ca să fie exterminați. Se vrea pieirea nației române și românii noștri de acolo. Nu s-au dus la căpșuni, nu sunt diaspora, ei trăiesc acolo de tot atâtea mii și mii de ani, de câte mii de ani trăiesc românii aici. Numai anumite vitregii ale istoriei i-au dat când unor stăpâniri străine, când altora, dar ei la 1 decembrie 1918, de aceea este o zi mare și sfântă și sacră la care ar trebui să ținem mai mult. Că la 1 decembrie 1918, cernăuții aceia și românii aceia din Bucovina de Nord și din Basarabia și de așa, s-au unit cu țara. Au făcut parte din România Mare. Acum îi vede sufletul și de viața lor acolo. Și la nivel oficial, noi sprijinim și la nivel uman primim în casă, au fost ajutați ucrainieni, transfugi, emigranți. De românii noștri însă de acolo nu are nimeni grijă. Tot se poartă cu ei sălbatic, pur și simplu. Deci recensământul ăsta ar arăta că românimea este mai mare, mai numeroasă și mai întinsă ca teritoriu decât ne aflăm noi astăzi, dacă noi am fi atenți și se întâmplă în jur, dar în același timp ne-ar îndreptăți să cerem conducerii noastre, să cerem președinției României, guvernului României, liderilor politici să ia măsuri în așa fel încât să asigure nu mai mult, nu privilegii pentru români, reciprocitate, ce acord eu ucrainienilor în România, să acorde ucrainienii românilor în Ucraina. Ce acord eu sârbilor în România, să acorde sârbii românilor din Valea Timocului. Și tot așa. Reciprocitate. Asta înseamnă să ai oameni adevărați, destupați, inteligenți, care să bine pregătiți, care în dialogul cu statele care au români pe teritoriul lor,
să poată să impună reciprocitatea pe cale diplomatică. Dacă ai un minister de externe care se ocupă cu vândutul posturi de ambasador, cu vândutul vize turistice, cu găinării mărunte, dacă ai un minister de externe care a ajuns în halul ăsta, domnul fumător de trabuc cu mănuși de latex în timpul pandemiei, a venit pe cai mari cu un proces de la Haga în care el a fost coordonatorul grupului de avocați, iar la ora asta starea Ministerului de Externe este deplorabilă. Deci și președinția și Ministerul de Externe, dar și guvernul s-au dus în vizită, și domnul președinte și liderii politici la Kiev. Și n-a îndrăznit niciunul să deschidă nicio jumătate de gură, să spună: domnilor, vă iubim, deschidem ușile, ne sacrificăm, dăm cerealele noastre la o parte și le primim pe ale voastre, ne dăm noi la o parte și primim ucrainieni peste tot și facem tot posibil, le asigurăm masă, cazare. Dar fie vă milă și de românii noștri de aici, care n-au nicio vină că au fost despărțiți de țara mamă și să fie supuși exterminării. Deci n-a deschis nimeni cu jumătate de gură să le ia apărare. Cine s-o facă? Trebuie să aibă milă și în cunoștință de cauză, că emisiunile astea de astea sunt cât de cât justificate, să mai spună unor altora, puțin cât sunt, starea reală a lucrurilor în țară și în afara ei. Ca să știm și noi să ne purtăm la un moment dat, poate avem înțelepciunea de a ne alege dintre noi oameni mai serioși, mai cinstiți, mai devotați ideii de neam, de țară. La legea română a minorităților, noi am întrecut orice altă prevedere legală similară, orice altă lege din lume. Nicio minoritate din lumea largă nu beneficiază de același statut, de aceleași drepturi, așa, și privilegii pe care le au minorității în România. De ce spun și privilegii? Păi, domnule, comunitatea maghiară din România are o finanțare, o dublă finanțare. O dată în calitate de asociație culturală a cetățenilor de etnie maghiară, cu sume importante. O să vă aduc o dată, dacă vreți, sumele care se iau în fiecare an prin Secretariatul General al Guvernului din bugetul de stat al României pentru comunitatea maghiară. Să-și păstreze ceardașul, datinile, tradițiile, folclorul, costumele, să facă publicații, să scoată ziare, reviste, cărți, să deplaseze, să facă. Deci, o dată ca asociație culturală a cetățenilor, o finanțare și o altă finanțare groasă de tot, de multe milioane de euro pe an, în calitate de partid politic. Ori este o crasă ilegalitate. UDMR nu este partid politic. N-a vrut să se ducă la Tribunalul Municipiului București, conform legii, să depună dosarul, să se înregistreze ca partid, în registrul partidelor politice din România. N-a vrut pentru că nu îndeplinea condițiile, pentru că nicio instanță din lumea asta, oricât ar fi ea de neprofesionistă și de ticăloasă, nu putea să aprobe să fie partid politic o grupare care își propune separatism etnic, care își propune segregare, care își propune autonomie, așa, drepturi colective, și, lucruri pe care nu se întâmplă nicăieri în lume. Deci nu îndeplinea condițiile să se înregistreze ca partid politic și participă la alegeri ca partid, fără să fie trecut în registrul partidelor, și este finanțat din bugetul de stat al României, la legea de finanțare a partidelor politice, cu multe milioane de euro pe an, așa, în afară de contribuția pentru zona culturală, să-și păstreze identitatea, tradițiile, datinile, cântecul și portul popular și așa mai departe, și cultura. Deci, am făcut eforturi mari. Poate un copil nu găsește
resurse să fie tratat operația. Fac tot timpul apeluri disperate la televiziune, dați un SMS cu nu știu câți lei să contribuiți ca să ajutăm să fie operat, să fie tratat. Nu avem resurse pentru copii, nu avem resurse suficiente pentru bătrâni, nu avem resurse suficiente pentru atâtea lucruri vitale, dar avem să finanțăm astfel de grupări aberante care nu respectă nicio regulă, nicio lege. La recensământul populației și locuinților rezultă că există în România și armeni. Există în Parlamentul României deputat din partea Uniunii Armenilor din România, Varujan Pambukcian. Nu mai știm câți armeni sunt. Dar este un deputat acolo. Acum, deputat din partea sârbilor, din partea bulgarilor, din partea polonezilor, din partea ucrainienilor, din partea slovacilor, din partea cehilor, din partea turcilor, din partea tătarilor, din partea rușilor lipoveni, din partea albanezilor, din partea... Dumneavoastră credeți că în Parlamentul României, unde principalele legi sunt în domeniul economic, că există economie ruteană, albaneză, economie, program, doctrină economică armeană. Deci un armean cu mai mult bun simț, pe care eu când a fost cazul l-am criticat, dar are și calități. Alt varujan, dar nu Pambukcian, deputatul din partea armenilor. Varujan Vosganian. A făcut omul politică, liberală. L-au pus liberalii pe listă, a fost senator, a fost ministru de finanțe, a fost... Așa. Așa da. Un armean care a considerat că trăiește în România și că are opțiune pentru politica liberală, pentru liberalism, și s-a manifestat ca atare. Și a ajuns și ministru și senator, așa ca armean. El, da, nu a venit în Parlament să facă politică armenească. El a venit să facă politica din această țară, unde mănâncă pâinea și unde își trăiește viața. Deci, unde l-am întrecut noi pe, nu vreau să mai spun pe necuratul, să-i spun pe nume, că trăim sub zodia lui, acelui rău. Unde l-am întrecut? Avem în Parlament 46 de mâini, au fost 51, acum au mai scăzut, din cauza unora ca mine care au făcut scandal mare pe această temă. Avem 46 de mâini acum care se ridică din partea grupului minorităților. Avem între aceste mâini și mâini care reprezintă niște minorități inexistente în România la recensământul populației și locuinților. N-a existat niciun rutean care să se declare rutean în România la recensământul din 1992. N-a existat niciun rutean la recensământul, nu știu care. Dar, acum, de ceva timp, avem un deputat al rutenilor. Ca să mai fraierească lumea, să creadă că chiar există ăștia în țara asta, au adunat 3-4 inși, așa, cântăreți, instrumentiști, și le-a zis taraful rutenilor, care umblă, au avut spectacol și pe aici, pe Buzău, care nu știu o boabă, nici ceea limbă ruteană, pentru că liderul rutenilor, deputatul Gheorghe Firsac, când eram eu și l-am rugat să părăsească Parlamentul României și toți se dădeau pe lângă mine și mă rugau, e colegul nostru, hai să nu fim așa răi. Deci vorbea numai ungurește pe holuri, el nu știe de ce este el liderul rutenilor, care în România nu există. Am ieșit la tribuna Parlamentului României și am adresat o scrisoare deschisă președintelui Academiei României, Ionel Haiduc, la vremea aia. Și l-am rugat, în termeni decenți, frumoși, pe președintele întâiului for științific al țării, să-mi spună, prin oamenii de specialitate din Academie, dacă în România există ruteni și într-un număr care să impună să le reprezinte interesele în Parlament un deputat. Neavând ruteni, Gheorghe Firțac, după vreo 3 mandate, s-a retras și azi, când vorbim noi, acum, la ora asta, în România există deputatul Marian Firțac, fiul
Pentru că nu există altul care zică, băi, ai fost tu, acum hai să fim și noi, din comunitatea asta mare și numeroasă a rutenilor. Nu, n-are cine. A fost Taixu, acum e Fisu. E deputat, Marian, în locul lui Gheorghe Firțac. Așa. Din partea unei minorități inexistente în această țară. O să vedeți pe Institutul Național de Statistică, care să screme să nu publice rezultatele recensământului, că i-am prinde, cum i-am mai prins și alte dăți, așa, cu astfel de măsluiri, că în România nu rezultă că există un vorbitor de limba ruteană. Atunci, pentru cine dăm miliarde de la Secretariatul General al Guvernului? Multe miliarde, de atâția ani, saci de miliarde de lei, ca să-și păstreze date în aportul și să le publice ziare, reviste și cărți. În ce limbă? Care? Deci, nu mai există în România de mult ruteni. Dar cineva a avut nevoie de o mână la vot și a inventat rutenii ca să mai fie acolo o mână din partea unora. Pentru că era un domn care zicea, băi, nu mai am un stepun pe listă la noi, că suntem mulți. Hai să te pun dracului de la minorități, de la o minoritate. Și așa a apărut italieni, săraca actriță venerabilă. Ileana Stană Ionescu a fost deputat din partea italienilor. Ea n-a avut în viața ei nicio treabă cu niciun italian. După aia a fost Mircea Grosaru, deputat din partea comunității istorice a italienilor. După aia, dacă ei nu există ca și comunitate, după ce a murit Mircea Grosaru, a fost deputat până anul trecut, în 2022, fiul lui, Gabriel Grosaru. Deci fiii lui Tasu și Tasul lui fiii sunt deputați care votează legi, toate legile, în baza cărora a fost devalizată România, i s-a distrus industria, i s-au înstrăinat resursele de petrol, gaze și sare și petrol și aur și ce vreți, toate legile acestea votate de deputați ai unor minorități inexistente, nici la recensământul populației în România, sunt nule de drept, sunt bune de băgat pe foc. Și eu am vrut să o fac odată, dar am primit un telefon că cineva l-a anunțat pe liderul partidului de atunci, Vadim Tudor, și mi-a spus, băi, mi-a zis, asta împărte, bă, piromanule, bă, că și așa ne zic ăștia extremiști, necutare, te-a pus să le dai foc, uite ce îmi spun ăștia, asta împărte, bă, și așa avem noi necazurile noastre, nu vezi că ne tăvălesc toți pe unde ne prind. Deci, am vrut să fie o emisiune considerată pentru istorie, n-am apucat să spun tot despre problema minorităților etnice din România. Există în România deputat al macedonenilor slavi. Deci nu există în România macedoneni slavi. Ăstea din Republica Macedonia, din fosta Iugoslavie. Nu există. La noi macedonenii sunt niște machidoni aldehagi, care sunt ramură de români, care e asta, altă poveste. Deci avem deputați care ne votează legile și nu numai că votează legile, când vrea cineva să schimbe conducerea, hai să-l dăm jos pe MRU, că m-a supărat, nu știu ce, Mihai Răzvan Ungureanu, că am aflat că e trădător al României și că e spion străin, a președinției azi, hai să-l înlocuim. Cu cine a făcut majoritate? A chemat la consultări grupul minorităților și le-a spus, de mâine votați așa. Și s-au mutat din dreapta în stânga și a picat MRU și a apărut prim-ministru Ponta. Deci, când vrea cineva să facă o altă majoritate, să schimbe, o face cu grupul minorităților. Când vrea cineva să aibă majoritate la vot, când vinzi BCR-ul, când vinzi Banca Agricolă, când distrugi această țară, primii care votează la ordin sunt minoritățile. Românii, cât ar fi ei de răi, câți la liberal, câți la PSD, unii dintre ei se facă, se duc afară, se plecați în delegații în străinătate, să mai așa, și nu prea scoți cu ușurință anumite voturi de la ei. Dar faci majoritate cu grupul minorităților. Iată de ce au fost create și mâini la vot de deputați ai unor minorități care de fapt nu există în această țară. La scrisoarea mea adresată președintului Academiei Române, să-mi spună dacă sunt ruteni în România, Ionel Haiduc, adresată de la tribuna Parlamentului, de unde să mă duc să văd? Așa. Nu mi-a răspuns nici în ziua de astăzi, dar mi-a transmis cineva așa, o doamnă secretară. Și că vedeți că s-a văitat Ionel Haiducă, i-ați dat o scrisoare și că nu știe ce dracu să facă, să vă spună, pentru că dumneavoastră cam aveți dreptate în treaba aia.
Și primul ministru Adrian Stasi a spus, nu-i răspunde nimica, mai lasă-l așa. Și nu mi-a răspuns nici în ziua de astăzi. Deci am foarte multe să vă spun, dar nu știu dacă o să vă mai spun. După emisiunea asta va trebui să mă întreb și eu lumea pe aici, la postul ăsta de televiziune, dacă mă mai lasă, că unii s-au întrebat, bă, ce vrea ăsta, securistul și comunistul ăsta, așa cum mă fac ei. Nu vreau, bă, nimic pentru mine, dar vreau să ne trezim. Poate reușim să salvăm țara asta pentru noi, cât mai trăim, dar mai ales pentru copiii noștri. Dacă am supărat pe cineva, prezint scuze. Dar am vrut să spun adevărul și v-am spus numai adevărul. Și o să încerc să vi-l mai spun dacă voi mai avea ocazia. Cu acestea închei și vă spun la revedere pe vinerea viitoare.